Un grad arată termometrele acum în capitală și nu vă imaginați că temperaturile vor mai crește. Iuliana ne spune la ce să ne așteptăm pe parcursul zilei. Bun găsit! Neața, Olivia, hai să fim mai optimiști așa în început de săptămână, chiar dacă vor fi astăzi ceva nisip. 2 grade în termometre la amiază. Hai că e februarie, am avut 15 grade acum câteva săptămâni, acum totuși e bine. Meteorologii anunța ceva la poviță și nisoare în zona sudică, în schimb, în următoarele zile s-ar putea să se mai îngălzească puțin. Așa? Ne așteptăm la o vreme mohorâtă, așa cum vă spuneam, în special în zona sudică a țării, prin Oltenia, Muntenia, Dobrogea, dar și în zonele montane, va fulgui astăzi. Din capitală, ziua a început cu ceva precipitații mixte. La prânz, meteorologii spun că va mai și ninge. În schimb, vorbim despre nisori slabe. Un vânt mai puternic astăzi în zonele montane, prin sudul Banatului, dar și în zona sudică, în special prin Muntenia și în Dobrogea. Vor fi intervale cu rafale mai puternice. În Muntenia, începem ziua cu lapovițe și nisori. Temperaturi destul de coborâte, dar normale pentru această perioadă din an, astfel că pe la prânz vor fi cel mult 2 grade în Giurgiu și la Călăraș și în capitală doar 1 grad Celsius, iar mâine va fi chiar puțin mai frig și din nou avem parte de ceva ninsori. 1 grad în Brăila astăzi, cel mult 2 grade prin Ploiești și Buzău și la Apovițe chiar ninsori, dar așa cum vă spuneam, vor fi nesemnificative. 2-3 fulgi, nimic complicat. În zona sud-vestică a țării, prin Oltenia, astăzi la Apovițe, nisori, în sudul Olteniei un vânt mai puternic, temperaturi de cel mult 4 grade, cel mai cald se anunță prin Drobeta, Turnul Severin. Doar 3 grade vor fi la Râmnicu Vâlcea, iar prin Slatina și Craiova vor fi 2 grade Celsius. O vreme destul de închisă astăzi și în Banat și aici meteorologii anunță un vânt mai puternic, temperaturi iată de cel mult 7 grade, dar va fi cam cel mai cald din țară aici. Un vânt mai intens în sudul Banatului, un vânt din cauza căruia noi vom resimți valorile termice ceva mai coborâte. Ploi, lapovițe, ninsori prin Reșița și 6 grade în termometre. O atmosferă închisă în Crișana, nori, dar o vreme mult mai bună și spun mult mai bună, asta pentru că nu vor fi precipitații, vor fi temperaturi de până la 7 grade Celsius, cel mai cald prin Arad, cu un grad mai puțin în Oradea. În Orăr și în Maramureș, în zonele montane va mai ninge, spun meteorologii, vântul va avea intensificări pe crestele montane înalte, cu precădere în nordul Carpaților Orientali. 6 grade sunt prognozate în Satu Mare și Sighetu Marmației, cu un grad mai puțin în Baia Mare, 5 grade la prânz. În Transilvania, o vreme mohorâtă, nori, temperaturi destul de coborâte, în special în estul Transilvaniei. Pe timpul zilei, iată, vor fi valori termice negative, acolo minus 3 grade sunt prognozate la Miercurea Ciuc. Prin sudul Transilvaniei, în zona de munte, ceva ninsori trecătoare, rafale mai puternice și temperaturi, iată, de cel mult 4 grade în Sibiu, 1 grad va fi astăzi în Brașov, iar prin Târgu Mureș vor fi 5-6 grade. Cel mai bine rămâne pe sud-vestul regiunii, 7 grade sunt prognozate în Deva, dar ceva precipitații sub formă de ploaie. În Maramureș nu scăpăm de nori, nu scăpăm de nori nici în Moldova. Astăzi vor fi, iată, cel mult 2 grade în sudul regiunii, foarte frig în nordul Moldovei. Prin Bucovina vor fi minus 2 grade la prânz și ceva norări, ninsori trecătoare doar prin sudul regiunii, prin Focșani, izolat și prin Galați. Ceva steluțe de zăpadă vor fi astăzi și prin sud-estul țării. Prin Dobrogea, meteorologii anunță cel mult 4 grade Celsius, cel mai bine va fi prin Constanța, 2 grade sunt prognozate prin Sulina, 1 grad mai mult în Tulcea, dar în Orări și ninsori trecătoare, izolat vor fi și intensificări ale vântului. În capitală, astăzi o vreme închisă, începem ziua cu precipitații mixte, la prânz ceva ninsori, mâine ceva mai frig, 0 grade Celsius și ceva ninsori, dar nesemnificative, poi mâine vor fi cel mult 2 grade în termometre în capitală. Acestea au fost informațiile despre vreme, Olivia.